Mi nome è Isa Alexia. Mi chiamo Alexia. Cred că ați văzut din titlu că am aflat de ce eu nu puteam să postez diferite videoclipuri. Știți? De ce nu puteam să postez diferite videoclipuri? Mi-am dat seama. Din cauza lui, prietenul meu, Sebi. Da, prietenul meu Sebi, care nu mai suntem prieteni, să vă spun acum, el mi-a dat bloc. Dându-mi bloc, eu nu mai pot să postez niciun videoclip. Eu m-am deconectat și practic mi s-a refăcut contul doar pe dispozitivul ăsta, că mai am un telefon și da, e virusat, e rip. Deci și ăla tot are blocul în continuu. Dar eu m-am deconectat și m-am pus înapoi și am scăpat de bloc. El îmi dă bloc pentru că este ofticos, are canalul mai mic decât al meu. Eu am mai mulți abonați decât el. Dar, în fine. Ok. Vreau să terminăm Granny pe această grafică de jucărie, ești nebun? Pe easy, pentru că toată lumea poate să... Acest joc pe easy, nu? A plecat bunica, nu mai are probleme. Bun. Da, adică nu toată lumea poate să termine pe easy, dar zicea. E mai ușor pe easy decât pe extrem, cum am făcut-o. Nu mă vede bunica că, da, ce inteligență are și vedere. Nu zic că e oarbă? Cui pasă? Nici dacă ești toarbă, vezi, și dacă ești toarbă, vezi mai bine, nici nebun. Ok. Opa, dărâm asta. Fac, trebuia să iau playhouse. Mai întâi. Playhouse-ul e jos la mașină. Dar mi se glice mie sau mie că... E problema că nu m-am mai jucat de mult, că nu m-am mai jucat de mult. M-am jucat numai forma de asalt. Din ultima vreme. Oh my god, ce scârțe. Da, oricum o să facem shotgun, nu ce credeți? De-aia n-am postat atunci cu update-ul, că altfel postam noul update cu shotgun și chestii. Nu am avut... Bun. Vreau să știu chiar dacă se duce afară. Și în momentul ăsta mai iau și playhouse. Bă, dar mergi prea culme. Acum și mai culme. Da, nu știu ce să-i fac. Am făcut două special, nu fac. Ea nici măcar n-a ieșit afară. Ea de ce să iasă afară? Ea doar deschide ușa și rămâne în casă, știi? Are logica pământului. Păi, dar cum? Da, ia, stai puțin. Stai ca mișcări de Jedi. Am și o parte de șegat. Ești nebun că era afară. Tu ești nebun? Era afară, dar n-am auzit atunci prima dată. Bă, du-te în cul. Mă, du-te afară, du-te la mașina ta. Bă, dar mi se mișcă prea multă sensibilitate și dacă... Și așa mi se mișcă incredibil de greu. Doamne, ferește-mă. Nu, serios, doamne, așa. Blană! Bă, e cam boldi, frate. Hop! Hop! What the fuck, e cam boldi! Hop! Nu. Hop! Cam boldi. Când te întorci, când apeși space. Ok, așa e perfect.
E aplicar isso. Ok. Sărup mâna, sărup mâna, cum se mai zice. Sărup mâna, frate, să-ți rup mâna. Bă, dar se aude prea tare la voi, nu știu. Să-l dau totuși mai încet, că poate nu mi se aude vocea. A deschis ușa din prima cu puteri Jedi. Chiar nu știu dacă e afară, dar eu o să iau bucata aia de... Oh, my friend! O să calc în ea. Oh, fuck, era afară. Nu mă mai duc, ba! Ce dai? Ba, fuck. Nici eu nu înțeleg. What the fuck? Păi ia e afară sau înăuntru? E înăuntru, cred. What? Presupun că e înăuntru. Ia uite, mă, și tocmai vreau să zic, că nu mă sperii acum. Mamă, m-am căcat pe mine, știu cum? Bă, și se auzeau pași în casă, frate. Explică-mi. Where are you, da. Dar uneori jocul ăsta poate să fie foarte hor. Cred că e chestia aia, când nu te aștepți. Știi, baba nu e horror. Bine, sunetul e horror, într-adevăr. Dar baba nu e horror. E doar o babă, mai ales cu modul ăsta. Doar o babă. Colorată, în modul ăsta. Bun, stai să mă gândesc. Ia de ce ar deschide ușa? Adică mă întreb și așa. Ia mai bine rămâne în casă, la căldurică. Opa, scârt. Am auzit ușa de la ăla de din curte. Păi mă plimb așa toată ziua. A, bă, că știu. Stai puțin, că știu. Da. Ciocan, what the fuck? N-are cum să fie în fântână. Pentru că aia de la fântână se ia cu ciocanul. Da. Da. Unde e ciocanul? E aici? Nu, nu, nu.
Da. Nu știu ce, nu știu când. Trebuie doar să mă gândesc. Unde ar putea fi? Ar fi colmea să fie sub televizor. Eu acum m-am uitat. Dar ar fi foarte colmea. Hei, baba. Ia uite, uite ce frumoasă e baba. Nu ca aia dinainte care era urâtă, nemanchiată. Și mai ales puțea. Puțea a putut roșie. Da, nu găsesc. Nu găsesc. Nu găsesc. Uite, mă plimb pe afară, prin... O aerariu. Aerariu, să zici, în băbuță. Da, da, știu, știu. Așa a ieșit afară. Trebuie să aud aia. Ok, hai că pe aici n-am fost. Aici nu e ciocanul, dar sper că este safe kill. Știu, 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 știu totul. Acum știu totul. Acum știu totul. Fiți atenți ce știu. Știu ceva minunat care nu o să mai vedeți în viața voastră. Ia uitați-vă. Deci aici e safe kill. Super, super. Dar eu fac shotgun-ul. Hehe. Pentru că safe găsesc doar pe pozion și nu că dacă tot fac shotgun-ul, să fiu meme. I see you, I see you. Chestii de astea, I see you. Și chestii. Bunica ne vede, mă. Oare s-a întors? Hai să fiu sigur. Hopa, scurt. Super. Bă, stai, zici că e spaghetă, nu o bucată din shotgun. Și cum se aude, zici că e din plastic, nu e din... Sau cred că trebuie să fie din plastic. Presupun. Dar nu împușcăm, pentru că știți că mie nu-mi place să o împușc. Doar dacă e strictă nevoie. Where are you? Where are you? Where are you? Da, where are you? Bă, am și eu să cad. Ok. Îi facem tricks bunicii. Mă știți că mă uitam așa și dintr-o dată bunica a apărut pe aici? Mamă, atunci când m-am seriat, incredibil de rău. Pe normal mod și cum. Sau pe hard? Nu râde, că trebuie să vii. N-auzi? Alo? Stai cu aud. Ia uite pe bunica. Se au mai mulți pași decât trebuie, dar în fine. Salut, bunică! A, da, bine că mi-ai făcut! O capcană perfectă! La revedere! Bun! O pascăț! Acum vine și bunica! Salutare! La revedere! La revedere! Okay.
și în ăsta ar trebui să fie... Ce ar trebui să fie în ăsta? Stai așa. Carchiu e în ăsta. Stai puțin, ai, are dreptate. Stai, eu de ce mă gândeam că e acolo? What the fuck? What the fuck? Da, poți să o arunci pe sertarele alea și nu se aude cheia aia. De la car. De capăt n-am unde e. Bine. Noul update te vede aici și e nasol. Nu cred că te aude, dar te vede. Da, deci chiar era ciocanul fântână. Da, incredibil. Hacker 2300, ce vreți? Îmi vine, acum îmi vine să mă uit la ciocan, ca în forma de salt. Să mă uit la ciocan. Alo, babo? Nu mai auzit nicio veste de baba aia. Nu vrem să închid. Alo? Alex. Nu, bă, nu vreau să mi-l ia. Perfect. Asta îmi trebuie. Să nu-mi ia ciocanul, atât. În rest le aveam pe toate. O, bine că se duce acolo. Fac. Fac eu. Fac eu, bunico. Băbuță.
revedere. Mamă, ce-am trecut pe capcana aia. Master Kill? Uite, am să-i zic. Nu mi-a dat încă codul. Dar sigur mi-l da, adică vreau, serios. O să mi-l dai. Serios. Serios! Serios, serios! Stai, băbuțo, cu minte! Acasă, la tine! Fuck! Atât a spus! Fuck! Trebuia să picior la mai mult! Și acum vine băbuța asta! Trebuie iar să mă întorc aici. Incredibil. Bă, mai bine? Că nu vreau să mă trezesc cu ea aici. Acum iese afară. Când am făcut eu zgomot afară, tu n-ai ieșit. Dobitoaco. Da, perfect. Acum ieșise afară, ea se ducea cu greu. Haide, bă, buțo! Vino odată, dacă tot ai ieșit afară, ai putere să vii până aici. Hai. Să te joci cu greierii afară, hai. Nu mă vezi? Așa. I-a plecat, că zicea, I see you, dar i-a plecat, știi? S-a oprit iar. Jocul ăsta e incredibil. Salut, bunico. Salut. Ok, repede, repede, repede. Repede, repede. Opa, dai asta. Wow, ce m-am blocat. Tare. Și noua Granny, am lăsat-o, papa. Și o să-mi dea jumpscare, pentru că da. Uitați-vă, jumpscare. M-am și speriat. Ok, da. Ok. Păi, cam atât a fost. Noi ne revedem. Și papa.